seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spun Elisabeta Vasile și Gigi Vasile în cadrul emisiunii Petale de Cântec. Astă seară, cu drag și bucurie, vom intra în casele dumneavoastră, nu singurei, așa cum intrăm noi de luni până joi, vom intra alături de colegul nostru drag, Nelu Bițână, fratele soțului meu, așa cum îi spune cum el, este și fratele meu, dar e mai frate cu el decât cu mine. Am venit să... Pentru că aseară și alaltă seară m-a certat, astăzi l-am adus pe Nelu să mă apere. Să te susțină, l-am pus, da? Între noi aici, în caz de deci ceva. Deci am venit cu un ilie. Noi, pe lângă faptul că astăzi a fost Marina, o sărbătoare mare, așa a fost Cruce cu Roșu, noi vrem să-l sărbătorim și pe Ilie în această seară, pentru că nu putem să-l aducem pe Nelu luni, când o să fie Sfântul Ilie, l-am adus astă seară. Și a mai venit un Ilie aici la noi, un iubitor de folclor, un prieten al televiziunii În Sat, domnul Daniel Roșioru, Ilie, îi spunem și dumnealui la mulți ani anticipat, a venit să-l felicite pe Nelu și a făcut o surpriză pe care, nu știu, o să vedeți noastră pe Facebook mai târziu. Nelu, ce faci tu, ce ai mai făcut, când nu ne-am mai văzut de câteva... Da, de câteva luni. Da, de câteva până astăzi, luni. Până astăzi când ne-am văzut. Dar astăzi când ne-am văzut cu bine... Eu zic că nu ne ajunge emisiunea de astăzi să vorbim numai câte am făcut noi astăzi. Așa este, mi-era dor de voi, ce să zic, mi-ați lipsit o perioadă foarte lungă de vreme, pentru că noi eram obișnuiți să ne vedem cât mai repede. Ei, asta este, când pe bună poartă, când pe colo, când pe colo. Așa noi, este. Dacă am putea să ne vedem în fiecare zi, ar fi super. Dar nu contează, ne-am important e că ne vedem cu bine, sănătoși, așa voioși. Este. Am înțeles că ne pregătești o surpriză, așa. Un material nou, asta e surpriza. Bine, da, un material bine. Nou este în lucru și sper eu să prindă la fel de bine... Cum au prins și celelalte. Tot cu orchestra Lăutarii, tot cu orchestrația Marin Constantin. Pentru că Nelu este un om cu suflet mare, cu foarte modest în primul rând și el ajunge la sufletul omului așa, ca și persoană. După aceea cântecul nu mai spun cum se lipește așa de sufletul omului. La noi la Gorj ești foarte iubit. Da, am spus-o și o spun de fiecare dată cu mare drag și cu mare plăcere. Chiar acum o oră, de unde am venit noi ultima din oară? Din mijlocul unor prieteni foarte dragi sufletului. Din mijlocul, exact, naturii. Mijlocul naturii. Am fost la ziua prietenului nostru, olimpițian, pe care îl salutăm și a spus că vine la filmări pe 21. Te așteptăm la filmări, hoțule. La mulți ani și... La mulți ani. Chiar a zis Nelu, mamă, cât ce familie ce mare. Ce familie numeroasă. Da, numeroasă. Patru frați. Da, foarte frumos. Nu știu câți nepoți, mai frumos că atunci când e mare sărbătoare sau când e ziua unuia dintre ei sau la, da, eu știu, la Crăciun, de Paște, de nu știu ce, să fie acolo. Să fie familia numeroasă. Dar printre asta se vorbea, Nelu Bițân este foarte iubit aici la noi la Gorj. Da, așa este și am spus-o. Da, să știi, și el s-a lansat de mai mult timp. Numai că nu prea a venit el des la noi. Nu prea am venit, pentru nu că... Nu s-a asfaltase, da. Eu eram iubit și așa mă simțeam de bine la Craiova, în partea blocului la mine, acolo, ca fiecare. Avem primul telefon din această seară, alo? Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Anișoara din Ciclen. Anișoara nu se aude la noi aici, decât la mine în cască. Mă numesc Anișoara din Ciclen. Da. Aș dori să fac și eu o dedicație pentru nașul meu, Mărgineanu Simion, care a fost ziua lui în aprilie. Ieri a fost ziua soției. Multă sănătate, fericire și tot ce le doresc. La mulți ani și din partea noastră. Mulțumesc. Bună seara, la revedere. Toate melodiile din această seară vi le dedicăm interpretate de Nelu Bițână. Mulțumim pentru telefon. Mulțumim, salutăm Țicleniu. Hai să mai luăm câteva telefoane, dacă tot am dat drumul la telefoane. Cum să nu? 0353568913, vă stă la dispoziție pentru a face dedicații celor dragi, pentru a sta de vorbă cu Nelu Bițână, să nu mai întrebați ce mai face, să vă răspundă și dumneavoastră că nouă ne-a răspuns. Și chiar vreau pe această cale să-i mulțumim din partea echipei În Sat TV, domnului Nelu Bițână, pentru că a participat la spectacolul umanitar, a răspuns prezent. Mulțumim. Cu mare și drag. Cel de la MOL a fost Nelu Bițână. Cu mare drag și la mai multe am spus-o și o spun. Ar fi
Și bineînțeles că o să fie și invitatul nostru special atunci când o să facem noi ceva, ceva... Cu mare drag. Știe șefa la ce mă refer, da, șefa? Cu mare drag, cu mare șeful. Da. Da, vorbim noi ceva, astea-s lucruri. Să le divulgăm pe parcurs și o să le spunem telespectatorilor despre ce este vorba. Pentru că așa, încet, încet, în sat va face 3 ani. Mulți înainte. Și tot așa, ziarul vertical 10 ani. Și trebuie să sărbătorim mulți. Și noi cumva la cu soliștii noștri bineînțeles, dragi. Bineînțeles, cu mare drag. Nu mai avem telefon? Ieri a fost ziua prietenului nostru Marius Plotogea. Și chiar astăzi am fost plecați prin Nova, Jânca, Transalpina. Ziua lui maestru Blunda. Astăzi e ziua maestrului Aurel Vă Blunda. Vă salutăm, maestre, la maestre, mulți ani, sănătate. Cât cuprinde, maestre, și putere de muncă în continuare. Și să rămâi același om pe care îl cunoaștem noi. Este ziua, nu e nicio coincidență, este și ziua maestrului Nicu Crețu. Astăzi, da, așa de la Craiova, da? La mulți ani pentru maestru Nicu Crețu și tot binele din lume. Avem telefon, alo, bună seara. Da, alo. Bună seara. Bună seara. O dedicate foarte frumoasă de acolo, domnul Nelu, cu șaua de la caz, nu știu cum. Mai vândut, nu știu cum. Da, murgui tris lângă o lucă. O avem regie. De 3 zile nu mănâncă. Este. Și... Știam că e un nou filmată la noi. De unde ne sunați? V-am sunat și aseară că am zis că pentru mama mea, de la Sadu. Am înțeles. Da. Vrem o melodie cu Sirena, Sima și Maria Ionescu. Aseară mi-ați dat-o cu... Sunt fete de agul. Nu aia. Mai dăm? Nu, astă seară vom difuza numai melodii cu Nelu Bițână, este invitatul nostru special, dacă ați observat, și vom difuza melodia aceea cu murgui trist lângă ulucă, pentru mama dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Da? De luni încolo dedicații, cum a fost aseară. De luni încolo. Da? Bine, seara frumoasă și mulțumim pentru telefon. Dragi telespectatori, când avem un invitat, de asta a venit invitatul, să ne cânte. Când nu dedicațiile chemăm, să nu cu alți soliști vor fi numai atunci când sunt numai eu cu Gigi în emisiune. Atunci când ne vedeți numai pe noi doi, înseamnă că nu avem niciun invitat. Poate seara nu s-a uitat când am anunțat sau da, alte da, nu e nicio problemă, noi vă explicăm, așa ca să nu ne înțelegeți cumva greșit. Pentru că asta este. Și că mi-a rămas gândul la... La brânza aia? Am zis că te-am dedicații la Ciobani? Trebuie neapărat să dăm. Trebuie să, primul rând, să-l salutăm pe domnul Daniel Ijac și să-i mulțumim că astăzi ne-a luat la o primărie. Să rămână, pentru că ne-ai făcut cea mai mare surpriză astăzi. Ne-ai luat într-o excursie. Ai zis că mergem până la Rânca și de la Rânca ne-am pomenit. Ne-am pomenit la stână, la Măriuța, la Mărioara Babu. Care ne-a primit cu jintiță. Nu putem imediat după ce mai luăm un telefon. Nu putem povesti decât să mergeți cu noi. Alo? Alo, bună seara, dragii mei prieteni! Bună seara! Sărut mâna, doamna bună Tatiana! Bună seara, domnului Nelu Bițână! Sărut mâna! Puțin mai tare la noi, doamna Tatiana! Toată admirația noastră, familia noastră, toată, eu, fratele meu și copiii mei, vă admirăm și vă întregim foarte mult melodiile. Sărut mâna, mulțumesc din suflet! Cu plăcere! Și aș dori și o melodie de la dumneavoastră, special pentru soțul meu, cea cu Murgu. Cea cu Murgu, asta, cu Murgu e pregătită. Și altă melodie? Și altă melodie? Dăm Doamne ani înapoi. Așa să fie. Pentru că este măcar ziua... Măcar 22 sau... Ieri a fost ziua fratelui meu. Așa? La mulți ani. Și fratele meu îl întregește foarte mult pe domnul Nelu Bițână, dar nu poate să prindă în statul. Nu-i nimic. O să rugăm conducerea să se extindă, să, pentru că trebuie să prindă cât... celelalte societăți bineînțeles, de cablu. Da? I-am spus că domnul Nelu Bițână este astăzi seară și mi-a transmis să-i spun toată admirația lui, îl iubește foarte mult și toate melodiile să fie pentru el special. Așa să fie și cu mesajul la mulți ani din partea noastră. Vă mulțumesc! Vă doresc o seară plăcută! Mulțumim. Vă iubesc pe toți. Sărut mâna, mulțumim și noi vă pupăm și vă iubim. Și seara dacă bună. Are posibilitate, fratele dumneavoastră, ne poate urmări pe internet, online. Nu are internet. Bine, doamna Tatiana, nu mai auzim, mulțumim pe telefon. Acum îl sun eu și o să-i spun. Așa. Doamne ajută, sărut mâna. Sănătate multă vă doresc, la revedere. La revedere. Deci noi astăzi pe la ora 2 așa am decolat, puțin până la Rânca.
Eram împreună. Așa puțin mai amorțiți, mai nu știu cum. Da, bătuți de soare. Da, bătuți de soare. Și hai să urcăm că e mai răcoare acolo. Da. Mai... Dar Dan n-a spus nimic, a făcut o mare surpriză. Da. Am zis să mergem. Am întâlnit-o și pe Daniela Babu, care Daniela e prietena noastră și mi-a făcut niște versuri frumoase la, acum, la al doilea meu CD, la CD-ul meu cel de-al doilea, dar la album, cel de-al doilea album. Cu această ocazie mă bucura să o revăd, să o revedem și pe... să-i revedem familia și să vedem cât de ospitalier sunt și ce lucruri frumoase fac dumnealor cum acolo. Nu, cum nu am mai văzut. Vă recomandăm, mergem cu toată echipa odată acolo. Mers cu toată echipa acolo, vă spun eu, trebuie... Să filmăm, să... Avem încă un telefon, alo? Alo? Da? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnul Negru! Sărut, domnul Gigi! Și lăsați pe doamna pe urmă! Bineînțeles că doamna... noi suntem doi acum. Ana? Ana? Da. Vota de la Dâncilești. Da? Păi da, am doi flăcăi aici lângă mine, doamna Ana, păi da? Suntem în superioritate. Că noi femeile mai pe urmă. Noi femeile mai pe urmă, da. Doamna Ana, aveți prin caiet pe acolo vreo melodie cu Nelu Bițână? Poftim? Aveți prin caiet pe acolo vreo melodie cu Nelu Bițână? Da, am, am. Cam ce? Da. Cam ce? Vechi ai cumpărat fântână. Fântânii? Omul da. Stai lângă, nu plânge? Nu, să văd dacă le știi așa, că decât doamna Ana. Stai omule, nu plânge lângă stai, mine? Omule. Stai omule lângă mine? Le știe doamna Ana, deci așa. Testam să vedem așa. Tinerețe stai pe loc și murgul stă de galagard. Vedeți? Nelu, ce zici de telespectatorii noștri? Deci n-ai văzut așa ceva. Sunt surprins, să știi, față de, cel puțin față de emisiunea trecută, când am cunoscut voi. Deci, foarte oamenii da. Văd ce difuzăm noi. Așa este. În primul rând, lunar facem filmări. Așa este. Na, ai venit și tu, poate nu chiar la toate. Nu la toate. Dar vor noutăți, vor noutăți. Noutăți, și învață toate. Și mai are și cu doamna Betty două cânte, ce frumoase. Da, le avem. A spus legal, dacă e cu minte, poate cântă și ea o melodie. Sau, dacă și dacă sunt cu minte, poate mai fac unul, nu se știe, să vedem. Ce vrea Dumnezeu pe parcurs, așa. Dacă mă fac și eu băiat cu minte, poate fac un duet cu Nelu. Să scoateți afară din casă. Da, m-a scos Muiera din... Astăzi l-a scos pe Nelu Muiera din casă. Bine, ce bine a făcut. Da, doamna Ana, ia spuneți noastră. Deci a zis melodia cu... Ce melodie a zis? Toate melodiile de la domnul Nelu. Toate melodiile să fie pentru dumneavoastră. Regătim acolo încă o melodie regia și dumneavoastră faceți dedicații, Lunea Nicu. Pentru dumneavoastră, pentru familia mea, pentru toți prietenii care ne cunosc. Așa să fie. Zice domnul Dan și doamna Aura că pregătește și melodia. Deci o să ascultăm două melodii cu Nelu Bițână și a treia o să fie cum a scos muiera din casă. Să dacă tot a zis dumneavoastră... Da, doamna. Asta să fie și pentru domnul Neanicu Fota, să-l mai scoată și pe el muierea din casă, să nu mai stea numai în pat acolo. Așa ar trebui. O să mă mai pe dumneavoastră vă pune să vorbiți acolo. Păi el a vorbit până acum. Acum mi-a dat mie rând. Păi da. Foarte bine a făcut. Așa fac și eu acasă, tac deloc, tac din gură. Aici mai râși mie muierea, tac bărbate, taci. Taci, bărbate, taci. Da, da. Când făcut și un card de drași. Mulțumim pentru telefon, doamna Ana Fota. Eu vă mulțumesc, o seară plăcută. Seară plăcută, doamna ajută. Mulțumim, am ajuns și pe la Dânciulești. Da, și acum vorbim despre familia specialități. Familia Fota este rudă cu doamna Marcela. Marcela și Maria. Da, cu Marcela. Da. Am înțeles. Avem melodii? Dăm drumul la muzică? Haide să nu mă uitam câte ceasul, că mă uitam în laptop, nu știu câte ceasul. Trei melodii, poate avem și publicitate și ne încadrăm binișor, nu? Și la noi știi cum se numește publicitatea? Andreea. Deci când doamna Ana Fota a venit cu ideea. Da. Că Andreea cântă toată ziua, Andreea. Ținem cont și de telespectatorii noștri. Deci avem două melodii cu Nelu Bițână, una cu Nelu Bițână și cu Elisabeta Vasile și a patra cântă Andreea, da? Start! Murgui trist în golucă, de trei zile nu
mănâncă. Nu mănâncă, nu bea apă, nici din pum, nici din găleată. Și nechează plin de draci, și-ai murgule de nutaci. Cum să nu nechezi, stăpâne, că știu că nu mui mai ține. Și nechezi ca să mă auzi, de frică să nu mă vinzi, că știu că ai suit în pod șaua cu hamuri cu tot. Că știu că ai suit în pod șaua cu hamuri cu tot. Și-ai frâmbiciu de alună, pentru mine nu-i semn bun. Că te-ai însurat, mă ții lângă gard legat. Nu mă mai rogi să te port, mi-ai suit șaua în pod. Te treceam de-a lucrare, mă băteai ușor pe șale. Și-mi dai pinte să gonesc, ce văd să nu povestesc. Și nechezi ca să mă auzi, de frică să nu mă vinzi, că știu că ai suit în pod șaua cu hamuri cu tot. Că știu că ai suit în pod șaua cu hamuri cu tot. Și-ai frâmbiciu de alună, pentru mine nu-i semn bun. Câte dealuri te-am purtat când erai neînsurat, până la marginea pădurii, departe de ochii lumii. Să iubești rii de lume la margine de pădure. Eu rodeam lăstar din salcă și tu cu mândruța-n iarbă. Și nechezi ca să mă auzi, de frică să nu mă vinzi, că știu că ai suit în pod șaua cu hamuri cu tot. Că știu că ai suit în pod șaua cu hamuri cu tot. Și-ai frâmbiciu de alună, pentru mine nu-i semn bun. Ce vreau, timpul înapoi să-l dau, să mai fiu tânăr de mâine, măcar pentru 7 zile. De-aș putea să fac ce vreau, timpul înapoi să-l dau, să mai fiu tânăr de mâine, măcar pentru 7 zile. Cu dinții de le-aș ține și mi le-aș păstra de bune. Când am cât un hop în viață, să-mi iau tinerețea în brață. Cu dinții de le-aș ține și mi le-aș păstra de bune. Când am cât un hop în viață, să-mi iau tinerețea în brață. Dă-mi, Doamne, anii înapoi, ca știi ce să fac cu ei și aș trăi cu teme.
întoarce, Doamne, ceasul, ca să mai puține pasul. Cum țineam acum o vreme, și la bune și la rele. Mai întoarce, Doamne, ceasul, ca să mai puține pasul. Cum țineam acum o vreme, și la bune și la rele. Făceam față peste tot și îmi era drag că pot. Îmi fugea gândul departe și aveam timp pentru toate. Făceam față peste tot și îmi era drag că pot. Îmi fugea gândul departe și aveam timp pentru toate. Dă-mi, Doamne, anii înapoi, pe la 22, ca știi ce să fac cu ei și aș trăi cu teme. Încercat rând pe rând tot ce mi-a trecut prin gând. De nimic nu m-am ferit și-am făcut tot ce-am simțit. Am încercat rând pe rând tot ce mi-a trecut prin gând. De nimic nu m-am ferit și-am făcut tot ce-am simțit. Cât un vin m-a mețit, de dor am și suferit. Au fost ani lipsiți de greu și zile să n-am un leu. Cât un vin m-a mețit, de dor am și suferit. Au fost ani lipsiți de greu și zile să n-am un leu. Dă-mi, Doamne, anii înapoi, pe la 22, ca știi ce să fac cu ei și aș trăi cu teme. Dă-mi, Doamne, anii înapoi, pe la 22, știi ce să fac cu ei și aș trăi cu teme. M-a scurs muierea din casă, zice că de-acum mă lasă să dorm cu găinile, că i-am mâncat zilele. M-a scurs muierea din casă, zice că de-acum mă lasă să dorm cu găinile, că i-am mâncat zilele. Să nu te dai sfânt, bărbate, că eu știu mintea ce scoate. Tu nu ești ce-ai vrea să par, eu știu câte garduri sari. Crede că nu-ți vinde ac, asta, că m-a dat afară nevasta. Dați-mi voi mântuțelor o mână de ajutor. Gardul nevastă, să ajung la căsuța noastră, ca să o iau pe scurtătură, și acum dorm în pătătură. Am sărit gardul nevastă, să ajung la căsuța noastră, ca să o iau pe scurtătură, și acum dorm în pătătură. Cunoști curtea altora, mai bine ca pe a ta. Cunoști fiecare piatră, nici câinii nu te mai latră. Crede că nu-ți vinde ac, dar te-am prins cu pânza în sac, te-am prins cu cioara vopsită, că sunt mai afurisită. Unde dorm în noaptea asta, că m-a dat afară nevasta? Dați-mi voi mântuțelor o mână de ajutor.
unui bărbat care să n-aibă păcat. Sunt bărbat la eventul meu, am păcătuit și eu. Măi, nevastă, nu-i bărbat care să n-aibă păcat. Sunt bărbat la rândul meu, am păcătuit și eu. Păi dacă așa-i bărbatul, ce-i zice dacă și altul ar sări gardul la mine? Ia zi, nu-ți cercărea bine. Crede că nu-ți vinde hat, dar te-am prins cu mânta sa, te-am prins cu cioara vopsită, că sunt mai afurisită. Unde dormi noaptea asta? Că m-a dat afară nevasta ta. Ți-i voi mântânțelor o mână de ajutor. Am revenit, dragii noștri, suntem cu invitatul nostru special, cu Nelu Bițână, 0353. Mai încolo telefoanele, mai vorbim și noi. 3 vă stă la dispoziție pentru a face dedicații celor dragi. Eu am vrut să amintesc telefonul. Soțul meu, mă, eu taie tot timpul, Se crede la tăiatul. Ia normal, Nicole, dar tu unde te crezi, la tine, la Constanța? Tot așa sunt, mâncat zilele de zi, că ce neamă, mă pătimesc, dai seama eu cu 3 muieri în casă. Deci ce dumneavoastră, domnul Nelu, aveți 3 muieri. 3 muieri, să-ți mai smăgică. Dintre care, amică, am înțeles că, uite, a dat bacul și se pregătește săptămâna viitoare să dea la medicină. Are cel mai greu examen din viața ei. Deci bacul a fost ceva ușor pentru ea. Doamne ajută să... Bacul a fost că învățat. Să-și realizeze visul. Să rămână la toți copiii din lumea asta. Și prin asta ți-l îndeplinești tu, prin prisma lor. Când o-i trece, Gică, miercuri, nu știu când se dă rezultatul. Miercuri făceam și noi filmări, dar probabil nu o să poți veni. Nu știu, dacă îți dai seama că sunt în tensiune și trebuie să fiu lângă ea. Dar când va veni rezultatul și dacă va fi pozitiv, să dea Dumnezeu să fie, trebuie să vă urcați în mașină să veniți la Castranova. Da, doamna Aura ne dă liber, da? Bineînțeles, păi trebuie să vină și doamna Aura cu noi, leași pe Nadan. Da, am observat că tu ești așa foarte bronzat, ai fost în concediu, nu? Fără noi. Știi ce, am prins momentul, nu fără voi, v-am zis eu, dar voi ați mai stat voi puțin la... Lasă, noi mai vorbim, dar telespectatorii mai vor să mai știe așa, nu numai de cântat. Mai bineînțeles, vor să mai știe așa din viața noastră câte ceva. Fiind postul de Sfântul Petru, când nu cam lung, da, cam lung, eu mi-au calendarul din timp și mă uit peste el. Și văzând postul atât de mare, am zis, am prietenii noștri, pe Neanicu și pe Emi și încă doi prieteni extraordinari. Nu mai urmăresc poate pe internet din când în când. Da. Zic, luați-mi și mie bilet. Dacă nu-mi luau oamenii bilet, vă spun, nu ajungeam eu în Grecia. Da. Mai stăteam, mai lăsam de azi pe mâine și nu ajungeam. Dar cum a fost frumos, datorită lor. Un concediu foarte reușit. Ne bucurăm. Da. Și am prelungit fără fete, am fost doar eu cu soția. Foarte. Fetele au concediul lor după. După ce termină cu examenele. Așa e și normal. Asta vorbeam aseară cu Toni. Ștefania, soția lui Nelu Bițână, zic că cu cât ea nota mai mare, cu atât îți pleacă mai departe în vacanță, nu? Adică... Îți dai seama că mi-a luat 10 la matematică, nu pot să fiu decât mândru, îți dai seama ce să... O, lucru mare în ziua de astăzi, lucru mare, deci chiar silitoare. Sunt un tată fericit, să știți. Știm. Să ai noroc și de ginere, așa cum zici tu în cântecul tău. Dacă am noroc și o fi și mă iubi ginerii. Dumnezeu știe. Merit să fii iubit, da. Eu așa zic, că tu ești un suflet bun. Eu, știi, ți-am mai zis că tatăl meu e balanță ca și tine. Tot așa a muncit toată viața și a tot fete a avut. 16, 18 și 19, cine ne-am întâlnit astăzi? Tata lui Olimpițian. Lui Olimpițian, astăzi vorbeam. Deja am avut, mai avem un cop. Nu mai avem noi balanțe, l-ai și pe nașul nostru. Și pe nașul. Avem o programare de chef pe 19 de la tata lui Alin, a zis că... Dom'le, punem-o, batem în cuie de astăzi. Vezi că avem și un prieten la Bălești, pe domnul Daniel Horcea, care te iubește. Îi place. Îl salutăm cum cânti și te felicită pentru cântecele tale și le urează, eu știu, sărbătoriților, zilei de luni, sărbătoriților de astăzi, un sincer și călduros la mulți ani și celor de la Bălești, numai bine, sănătate. Îl salutăm pe domnul Daniel și le oferă toate cele bune, emisiunea din această seară. De la Neamitică Brăilă, de acolo. Din acest moment putem și pe domnul Brăilă și pe Cătălin și... Da. Ai dreptate, acolo stă și domnul Brăilă. Da. Unde am cântat chiar în vară. Îl salutăm și pe Ionica, că a ajuns și el acasă. Așa zic, perfectul simplu. Ionica a ajuns și Ionica. Păi m-a sunat că era la o ciorbică. Ionica, ți-a mâncat brânza asta, să știi.
să știi. I-am spus, a zis, fată Lică, a fost fără mine. Avem telefon. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Doamna Mioara. Bună seara dumneavoastră și domnul Nelu. Să rămână. Mioara Părvulescu. Vlădulen, vezi că pe la Vlădulen trecea cu spre Craiova. Da. Domnul Nelu, știu că are o melodie, cred că adânsul este, că știu eu. Cu oglinda bărbatului este nevestica lui. Nu, confundați. Nu, nu, nu. Emil nu are pe aia, este, are altceva cu... Ai ceva cu parfumul, cu nu știu are ce. Are așa cu parfumul. Să mă stropesc, aia să mă stropesc cu parfum. Simt capul a plecat. Nu țin capul a plecat. Cât mai port chimirul ăla, doamnă, e vorba de chimir. E vorba de chimir. Deci v-ați cu parfumul, vă rog. Să mă stropesc cu parfum și să beau rachiu de-al bun. Și să beau rachiu de-al bun. Știți că el a băut rachiu de-al bun. Chiar astăzi am băut sus la stână, pe Transalpina, doamnă, am băut. Bine, au gustat, acum să nu înțelegeți că pe căldurile astea... Acolo era foarte răcoare și era bine. Acest cântec l-aș vrea dacă puteți să-l cântați. Iau, cântec cu ăsta regia, dacă l-avem. Are? E pregătit, doamna Mioara. E pregătit și îl dedicăm cui, doamna Mioara? Soțului meu, dumneavoastră, copiilor mei, pentru sufletul meu. Normal. Și pentru toți din Vădure în care mă cunosc. Așa să fie. Da. Care ascultă muzica acum, că să mai recorim un pic, putem sta în casă. Așa cum este, să nu să stați și să ne priviți acolo cu drag, să nu schimbați telecomanda. Vă privesc. Mulțumim că ne mulțumim urmăriți. Mulțumim pentru telefon, doamnă. Mulțumesc frumos. Să rămână, seară frumoasă. Îmi cere scuze că am venit astăzi la serviciu. Noi vreau să luăm liber, dar am zis totuși să venim să vă supărăm. Dacă tot a fost și azi de sărbătoare, am zis să sărbătorim și noi împreună cu dumneavoastră. Sunt Marina. Nu e, Marina, da, așa se numește. O salutăm pe Marina Becheanu atunci. Da, bănuiesc că e ziua celor care poartă numele de Marina, zic eu, nu știu. Poate șefa știe mai bine și ne spune acolo în cască. Alin Tițian, care are și el o vârstă, a zis că de când se știe, el s-a născut de ziua de Sfânta Marina. Marina sau... de Sfânta da, Marina. De Sfânta Marina. Mai avem încă un telefon. Da, da, 15 august. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara invitaților. Bună seara. Invitatului nostru, da. Sunt Gândul Maria Iacina din Tuținești. Și am venit și eu o melodie cu domnul Nelu. Puțin mai încet televizorul sau plecați de lângă el, că i-au zis cum se face repetiție. Da. Aș dori o melodie cu domnul Nelu, cu mama. Măicuța mea de la țară. Da. O să fie. Vreau să dedic pentru toți din Tuținești care mă cunosc, și bunicii, nașii mele, tatălui, toată familia. Cu drag o cu mare fie, drag, așa o să fie. Toată emisiunea. Mulțumim. 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 Salutăm Turcineștiul prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumim pentru apelul telefonic. Au. Nu mă ascultați. Gata, s-a închis. Nu mai lăsați televizorul tare sau plecați de lângă el când vorbiți la telefon, pentru că se creează o microfonie da. Și nu ne mai înțelegem. Ne auzim mai bine în telefon doar, cât se poate. În telefon se înțelege. Să nu vorbiți în telefon fără să ne să priviți acolo la televizor, da? Ce vreau să zic de măicuța de la țară? Măicuța apare și în clip, da? Măicuța mea, da, este deci mama sunt mea. Câteva cadre și de la pare rău că, îmi pare rău că n-am apucat să fac... Programasem un clip cu taică meu. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să iau. Mai avem un telefon? Avem telefon? Alo? Bună seara! Bună seara! Elveția! Ce Elveția, da! Ce Nelu, tu și cine ne sună pe noi? Ia, dar bănuiesc că vrei să vorbești cu invitatul nostru mai întâi, da? Bineînțeles, îmi salut pe domnul Nelu Buțână. Sărut mâinile! Îl apreciez pentru melodiile dânsului. Și așa cum am primit aseară, v-am sunat și astăzi aseară. Mulțumim că-ți faci timp de acolo de unde ești tu. Da, cu mare plăcere. Tot timpul la ora 7 sunt în casă, vă ascult. E bine că-ți faci timp să-ți... Mai, eu știu, Alin Doru de țară. De cât timp ești tu plecată? Da, chiar la Alin. De cât timp ești plecată? Și voiam să-i urez și eu, domnului Maestru, Elzondea, multă sănătate și la mulți ani. Foarte bine, la mulți ani și din partea noastră. La mulți ani și din partea noastră. Sănătate și Lunelu, pentru că îl cheamă Ilie și va fi luni ziua lui, la mulți ani. Poți să-i spui și lui la mulți ani, cum să nu? Ne-am vrut să fim primii, nu? Da. La mulți ani și dânsului și...
Și tu dacă melodie, ai sărbătoriți... Melodie, eu domnul până cântă special, este invitat special și pentru Roxana, prietena mea. Și pentru toți cei din țară. Pentru toți prietenii de la Dănești, din Târgu Jiu, din Gorj, toți prietenii tăi, da? Da, de la Dănești în special. Cam ce melodie să-i dedicăm prietenii noastre, Ramona? Nenicule. Toate melodiile, Ramona, să fie. Mulțumim frumos, Ramona. Hai că alegem noi o melodie pentru tine. Sperăm să-ți placă, da? Și îți mulțumim că tu faci un efort să ne suni de acolo. Cam pe fiecare seară ne sună. De ușor, da, și atât de simplu. Și ei place muzica populară, ne și cunoaștem. A plecat acolo, bănuiesc că nu de drag. Bună seara, bună seara. Bună seara. Ai luat telefonul peste noi. Bună seara. Alo? Bună seara, bună seara, frumos noi, prieteni. Bună seara, bună seara, bună seara, doamna Tudorița, doamne. A sunat pe un telefon de la așa, a intrat direct, n-a mai... Tudorița ceva, a intrat peste noi. Bine ne surprins cu... Deci telefoane din ăla. Noi ziceam că vorbim cu Elveția acum și din... Elveția ieșise și intrase direct pe fir Băureniu. Alo, aici Băureniu. Noi în sat TV suntem. Pe Târgu Jiu, aici Băureniu. Da. Ce face fina Tudorița? Să trăiască Lașu și să-l anunț de acum că s-ar putea să botezăm iarăși. E tot băiat. Nu știu, acum așteptăm să vedem. Azi, dacă mâine, va fi băiat, tot Cristianul să-i punem numele. Dacă va fi băiat, tot Cristian îi punem, că mie îmi place foarte mult numele Cristian. Găsim un nume frumos. Alt prieten nu mai are. Nu prea țin foarte mult la prietenul ăsta și așa că trebuie să mă ascult. Sau și... Corneluș? Dacă e fată, îi pune Cornelușa. Nu Cornelușa, că o supărăm pe Coarna. Nu, că nu mă refeream la ea în nicio formă. Stai liniștită că vorbim noi în particular. Ce faci tu, Dorița? Ți-a venit dor de noi? Sau de Nelu? Vreau să dedici o dată emisiunea, în primul rând, la o bună prietenă de la Târgu Jiu, pentru Alina Gingiri, care mâine serbează ziua de naștere. La mulți ani, ce surpriză frumos. Și pentru toți prietenii noștri și pentru toți cei ce privesc acest post de televiziune în sat, pentru familia mea, da? Și pentru voi, pentru regie, pentru fetele lui Lunașu. Să rămână, mulțumesc din suflet. Să mult noroc în viață. Să rămână mult la toți copiii din și lume. Și pentru Marti Butică, pentru Lori, pentru Manti, pentru domnul Neanicu Fota și doamna Ana, și pentru toți ce privesc acest post, pentru doamna Tatiana, care chiar să te fie chiar dedicații, doresc să aibă parte de tot ce frumos în viață. Și vă salut pe toți și vă doresc din suflet să aveți și voi aceleași gânduri bune, să aveți parte de tot ce e frumos în viață, de mult noroc și multe împliniri de toate planurile. Asemenea, mai bine vă doresc. Să alegem noi o melodie, da? Toate melodiile. Toate melodiile. Îl pregătește regia încă o melodie, mulțumim. Că uite, trebuie să mai dăm drumul la încă trei melodii. Te pupăm și mulțumim frumos. Te pupăm, să rămână, numai bine. Că ți-ai făcut timp să intri în direct cu noi. Că iar vine prietena aia noastră, Andreea, peste noi și... Am uitat să-l salutăm pe domnul Ilie Budulan de la Dănciuleș. Vă salutăm și vă spunem la mulți ani pentru ziua de luni, da? Bineînțeles. Melodiile sunt pregătite. Da, regia. Nu, e și 47. Cum să luăm publicitate acum? 3 melodii și publicitate. Da? Da? Publicitatea. 2 melodii, publicitate. Hai, cum vedeți cum vă încadrați acolo și da... Îți zic să ne mai cânte și... Nenicu, cum îi spunea Nelubiță, da? Dăm drum la muzică? Start! Și-o avea porumbul foi și-i ține cu lumea pasul, nu zic că a pălit obrazul. Când mă am cu mândra bine să stea de drag lângă mine, și-or mai râmni o vreo trei,
tot zic că-s mai bun ca e. Nu țin capul a plecat, cât mai port chimirul la, și mi-l strâng între-i curele, pe sub haina cu revere. Nu țin capul a plecat, cât mai port chimirul la, să mi-l strâng între-i curele, pe sub haina cu revere. Să-mi trag cizma peste pulpă, să sclipească în soare sticlă, să mă stropesc cu parfum și să beau rachiu de lbun. Să-mi trag cizma peste pulpă, să sclipească în soare sticlă, să mă stropesc cu parfum și să beau rachiu de lbun. Fire cărunte în păr și bobi drag la revers. Cu câte o mândră frumoasă pe genunche și în brațe, cu plosca de vin la gură îmi țin tinerețea-n mână. S-o mai fi dus din putere, dar văd că inima-mi cere, cât o-i striga draga Neichi și ia mocheta cu ochii. S-o mai fi dus din putere, dar văd că inima-mi cere, cât o-i striga draga Neichi și ia mocheta cu ochii. Să mă vadă și să vie pe furiș, pe la chindie, nu mă dau nici pe o mie, că de-aia port pălătrie. Să mă vadă și să vie pe furiș, pe la chindie, nu mă dau nici pe o mie, că de-aia port pălătrie. Dar nu mă dau pe un sat, cât mai bag mâna-n ciupac. Nu zic către canii mei, cât mai fac ce vreau cu ei. Ei care mă fac bătrân, cred că nu văd cum mă țin. Nu țin capul a plecat, cât mai port chimirul lat, și mi-l strâng între-i curele, pe sub haina cu revere. Nu ții capul a plecat, cât mai port chimirul lat, și mi-l strâng între-i curele, pe sub haina cu revere. Să-mi trag cizma peste pulpă, să sclipească în soare sticlă, să mă stropesc cu parfum și să beau rachiu de lbun. Să-mi trag cizma peste pulpă, să sclipească în soare sticlă, să mă stropesc cu parfum și să beau rachiu de lbun.
cade ploaia pe neserate. Cineva la ușe-n bate, bătea și striga de afară, măicuța mea de la țară. Ce faci, maică, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? Pe o vreme așa ploioasă, hai, măicuță, intră-n casă. De la ploaie adu-mi un scaun aici, că-s murdară pe opici. La tine în casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos. Apoi lăcrimează mama și se șterge cu năframa. Gheorghiță a lui Petrica cu mașină mică, avea drum în coas spre tine și m-a adus și pe mine. Că departe, maică, stai, semne de viață nu-mi dai. Nu știam cum te descurci cu nevasta, cum o duci. Ți-am adus culea în târnă, niște vin, niște slănină și pâine coaptă pe vatră, cu mâncai acasă odată. Nițelul și niște cași, că-i scump traiul la oraș. N-o rămân la voi, măicuță, că mă duce acasă, Iurghiță. De-ai putea să vii acasă când o fi la parastasă. 7 ani să-i fac acu, de la bietul taică tu. Te rog, tinere, să stai pe loc. Ce cuvinte să găsesc în cumpic să te opresc? Că văd de pe o zi pe alta cum îmbătrânește tata și bătrân și singurel, numai sufletul-i de el. Că văd de pe o zi pe alta
cum îmbătrânește tata și bătrân și singurel, numai sufletul-i de el. Doamne, când mi-aduc aminte cum era tata înainte, trăgea căruța cu mână într-un ceasă pa fântână, și muncea cu zi cu noapte, avea putere cât șapte, era mândru și vânjos, nimeni nu-l punea jos. Și muncea cu zi cu noapte, avea putere cât șapte, era mândru și vânjos, nimeni nu-l punea jos. El nu s-a plâns niciodată, n-a stat cu fața încruntată, iar la noi când se uita, mă, la mine și sora mea, mă, cum se lumina la față, avea glasul cu dulceață, uita griji, uita nevoi, numai când privea la noi. Cum se lumina la față, avea glasul cu dulceață, uita griji, uita nevoi, numai când privea la noi. Abia mai umblă prin casă, mâna-i tremură la masă, a slăbit suflă din greu și oftează tot mereu. Doamne, unde să mă duc, tinerețea să-i aduc, n-am putere să schimb soarta și văd cum se trece tata. Cred că pleacă prea curând tatăl meu cu suflet blând, n-am putere să-i schimb soarta și văd cum se trece tata. Data și publicitatea. În timpul publicității regia pregătit o mică surpriză. O mică surpriză, adică să arătăm ce am mai făcut noi pe aici, cât au înainte de emisiune sau în timpul emisiunii. Surpriza care a venit înainte de emisiune. Regia, sunteți pregătiți? Regia a surprins tot. Ia să vedem ce surpriză avem. Și o să vă arătăm și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Ia uite ce avem acolo, un tort. Vai, 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 vai. Vezi, mai năluț, ce te iubește lumea. Bine ați venit în Gorj. Bine ați venit în Gorj cu domnul Daniel Roșioru. Cei doi Ilie. Da. Domnul Daniel Roșioru, care îl cheamă și Ilie, a fost complice la această surpriză a domnului. Un telespectator fidel al emisiunii noastre și un iubitor de folclor. Cea mai mare surpriză pe care... Mai este și fotbalist, îi place și fotbal. Și amândoi suntem iubitori de fotbal. Extraordinar, da. Foarte frumos, foarte. Eu foarte... sunt doar microbistă. Eram mulțumim, când eram mai mică. Mulțumim pentru poze, mulțumim dată domnului mult. Daniel Roșioru, care a amânat plecarea la București ca să stea astă seara alături mulțumim de noi. Mult. Mulțumim, domnul Daniel, și pe dumneavoastră vă ia sărbătorim luni așa.
că îmi distrage atenția Facebook-ul ăsta. Am zis, astăzi stau cu Nelu de vorbă, nu of, cu... Of, of, măi, măi, măi. Da, i-am spus, domnul Daniel și doamna, mi-a spus, Nelu, tu stai lângă mine ca să nu mai fac de peticii. Nu, cumva nu vezi de la depărtare, cum spunea Nelu, că nu vezi de la... Trebuie să apropii mai... Nici Betty nu vede de la depărtare, dacă scrie una, știi cum vede. Vede de cât ce-i convine. Și cum... Vede tot, o vede de când începe să tasteze. Ia, uite, trebuie să tasteze cineva acum. Cine e? Glumeam, glumeam. Vezi că are ochii cam albaștri, ăștia albaștri sunt periculoși, da. Cine are ochii albaștri? Că zici general, nu, nu. Îl analizează, ia profilul, cum știi cum cheamă pe aia? Așa. S-a prins beculețele. Ți-am spus să nu mai dai suc. Dă-mi, tată, un suc ca lumea, nu. Îi spunem la mulți ani și lui Ilie Dură. Ilie Dură, la mulți ani, mâine este ziua lui... Marius Măgureanu, luăm și câteva telefoane. Tuturor celor care își servează ziua de numele. Și Marius Măgureanu e ziua lui de naștere mâine. La mulți ani. Îl salutăm pentru că nu avem emisiune mâine și îi spunem la mulți ani din tot sufletul. La mulți ani și toate gândurile bune. Mai luăm 2-3 telefoane dacă avem timp. 0353568913. Încă o dată îl salutăm și pe domnul Daniel Ijac, pe doamna Mărioara Băbu de la Stâna Ștefan. Băbu! Babu, eu știam babu, că babu, o cheamă exact. Doamna Marioara Babu și pe babu? Domnul Dede. Și pe domnul Dede. Și le mulțumim. Domnul Dede care face, a pregătit un cocktail minunat. Avem da? Un cu arome speciale. Alo? Bună seara. A sunat explicație. De la Măceșu, vă deranje. De la Măceșu? De la Măceșu. Da. De la Măceșu. De la Măceșu. Da. A sunat explicație. Verișorul Galina Mircea, care fac 52 ani. Vă auzim întrerupt. Nu prea aveți semnal ca lumea. Mă auziți? Vă auzim, dar întrerupt. Da. Mă auziți? Haideți că acum e mai bine, da. 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 Mă numesc Părintea Măceșu și vreau să fiu dedicat. Târgu Cărbunești, mă. De la Târgu Cărbunești, mă. Sunteți în duet cu doamna. Da, da. Vedeți? Da. Ne-am prins. Da, și domnul foarte dedicat. Așa, cu melodii de la domnul Nelu Bițână. Pentru cine vreți noastră? Bună seara, doamna. Mă numesc Elvira din Târgu Cărbune. Și a fost ziua mea de naștere pe 2 iulie, a fostului meu. La mulți ani. O dedicație pentru Cătina Mircea. Da. Pentru prietenii noștri, pentru tot județul vostru și pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos. Toate melodiile bine să fie. Bine că ați luat telefonul, doamnă. Toate melodiile, doamne ajută, spetul dumneavoastră. Doamne ajută, doamnă, vedeți că la noastră nu s-a mai întrerupt. Să fiți dumneavoastră, să fiți iubit. Și dumneavoastră. Să mulțumim. Doamne ajută. Vă mulțumim pentru telefon. Vezi, mă zic eu. Salutăm Măceșu, salutăm Târgu Cărbunești. Îmi pune femeia, mâna pe telefon, vezi că merge și semnalul, merge tot. Da, 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 poți să nu, se încarcă și bateria. O să avem patru sau melodii, o să le prezint eu așa. Nu contează ordinea. O să avem un duet pentru final cu Elisabeta Vasile, că îi dau așa și cu prietenul meu Nelu Bițână. De acum încolo o să-mi pun numele mea. Elisabeta Vasiloiu. Vasiloiu? Da. Da. Găsesc eu rimă și la Vasiloiu, imediat. Da. A mai zis cineva. Vasile Vasiloiu. Vasile Vasiloiu, da. Mai avem un telefon? Hai să mai luăm un telefon. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara și invitatului dumneavoastră! Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamna Betty! Bună seara! Bună seara, doamna Gigi! Doamna Manții? Da! Da! Greu m-am prins, de la Lelești, vecina lui Gigi Șendroiu! Bine ați revenit, domnul Șendroiu! Ce faceți, doamne? Bine ați revenit la Târgu Jiu, domnul Nelu Bustină! Sărut mâna, bine v-am regăsit! Bine revenit! Melodiile noastre sunt foarte la sufletul nostru, așa. Mulțumesc. Bine, fiind duet cu doamna Betty, că nu... Și poate faci cu domnul Gigi. No, că sigur. Așa au zis, că îl pregătesc. Deci ori de plăcere, ori de alergie, de așa sigur cineva să sigur o să aibă multe vizualizări. Da. Astă seară vreau să dedic și eu toată emisiunea mamei mele și băiatului meu, pentru toți locuitorii din capul dealului, da, pentru toți locuitorii comunei Lelești, pentru
melodiile dumneavoastră sunt la sufletul nostru și acea melodie cu vechei cumpăna fântânii este super și mi-a plăcut și îmi place. Și e cerută și, și toate, nu numai. Ne bucurăm că vă place. Ne bucurăm. Da. O să fie, chiar acum o pregătește regia, doamna Manții. Da, domnul Gigi. Salutăm și pe domnul Liviu și Andrei, pe Mihaela, pe domnul primar. Care pe domnul primar, că... nuntă. Care mi se pare mie că e bunic de fetiță, dacă nu mă înșel. Salut cu drag familia ta, potă, pentru că sunt... Da, sunt prietenii mei pe suflet doamna și... Nuții, pe domnul Vasile și familie. Da, fost ziua lui doamna Nuții, tapotă. La mulți ani, doamna Nuții, să ne trăiți la și vă așteptăm pe la noi pe la filmări miercuri, dacă doriți. Să vă țină Dumnezeu vocea poate, și... Poate îi văd când trec pe drum și le spun. Chiar da, să vină la Insat la filmări. Da. Cu mare drag îi așteptăm. Îi transmit pe Facebook, că o am prietenă pe Facebook. Foarte bine, mulțumim. Da. Mulțumim frumos. Încă o dată mulțumesc pentru că am intrat în direct. Îi mulțumim și interpretul... noi, doamna Manție. Da, numai bună bine, seara. Vă așteptăm toate cele bune, încolo. Numai bine, doamna Manție. Toate cele bune. Weekend plăcut vă dorim. Unde rămăsesem? Ne certam pe aici, parcă, nu? A, mi-a trecut acum, vreau să mă... Cu cine te certai? Mai luăm avitim de telefoane? Un telefon, ultimul câștigător. Cine mai sună, acum îi dăm o dedicație. Altceva nu mai dăm. Da, așteptăm, lucrăm la un material, și încă un material, dar vedem noi ce surprize mai facem. Uite că sună și telefonul, să vedem prin ce localitate mai ajungem. Hai, Betty, vorbește tu, că poate... Alo? Încă nu, a fost un apel fals, așa, un apel scurt. Un bip scurt. Dacă o tentație. Cineva... O tentativă, pardon. Da, aici s-a terminat creditul, i-a halit. Da. Nu, că se pare că sună telefonul. Luăm ultimul telefon din această seară de 17 iulie, înainte de Sfântul Ilie. Ilie, Ilie... De 16 încă suntem de Sfântă Marina, nu? Să notăm. Da, da, da. Ziua Marica și 2015 facem ceva. Nu avem telefon, nu? Facem. Așa, vrei strâns, 102 de prieteni. Nu, nu avem telefon, regia? Să salutăm? Pe cine mai vrem să salutăm? Pe doamna Elena Cisar și pe domnul Dănuț. Ei, să... prietenii de pe Facebook se știe că îi salută, da. Și Nelu. Se pare că are un telefon alături. Care se aude mai slab. Ia să vedem. Alo? Alo? Bună seara! Alo? Da, da. Bună seara! Bună seara! Ce bine seara. Vă auzim, de unde ne sunați? De la Peștișan de Gorj. Peștișan de Gorj. Cu cine sunt de vorbă? Cu Marina, care astăzi e ziua ei. La mulți ani, la mulți ani, trăiască. Marina, să trăiască. La mulți ani. Bravo, Marina. Așa. Mulțumesc, e prima dată când intru la dumneavoastră în, a, în deci direct, pentru că noi nu am prins postul în sat până acum, acum de câteva timp. Și ne vedeți bine acolo la dumneavoastră? Și ne și vedeți, ne și auziți bine? La mine în casă cântăm fiecare zi, pentru că eu sunt fan muzică populară. Ne bucurăm foarte, atunci. Foarte frumos. Mai mare dragul atunci, asta vrem și noi, să ajungem la sufletul tuturor da. Iubitorilor de folclor. Aș vrea și eu să transmit multe sănătate doamnei Nina Predescu. Și noi. Și noi. Și cumnatului meu, domnul Bățână, să cânte. Am oftat și am tot oftat, că la soțul meu în mașină nu mai cânte cu ăsta, se cântă și CD-ul ăsta, altceva nu se mai cânte. Înseamnă că nu degeaba suna dumneavoastră, suna special pentru Nelu. Da. Ne bucurăm. Nu vă aud prea bine și așa. Noi vă auzim foarte bine, doamnă. Am pregătit această melodie pentru dumneavoastră și pentru cumnatul dumneavoastră. Pentru cumnatul meu Cosoroabă Gheorghe, care e la mare, și pentru cumnatul meu Muscu, care are și ăla două fete. Și ăla tot două fete. Să le trăiască, doamnă, să fie sănătoasă. Da. Și pentru tot Ilie și pentru dumneavoastră special. Așa să fie. Seară bună, mulțumim. Mulțumesc. Seară bună. Mulțumesc, o seară bună. La revedere. Vreau să-l avem pregătite, prezint melodiile și ne luăm la revedere, da? Pentru final, duet Adi Ologu, prietenul nostru Adi Ologu, pe care îl salutăm și părinții de la Cârbeni, da, de la Cârnic, de la Cârnic, da. Că ne urmăresc părinții lui Adi Ologu. La mulți ani, o melodie cu la mulți ani, Nelu Bițin pentru și Adi Ologu, pentru toți sărbătoriții. Așa este. Așa, un duet cu Elisabeta Vasile. Pentru tine, mândra mea, să vezi ce mă cer cu soacră. Da, sau cum? Da? Să vezi ce... Am oftat și am tot oftat pentru toate fetele, pentru toți părinții care au fete.
Așa, ce mai avem vechei pe acolo? Vechei cum până fântânii și ultima melodie, adică ultima. În calupul ăsta nu mai avem ca și a cincea. La greu doar sora mea vine, am pregătit da, ceva. Da, normal, și pentru toți frații. Am ales și de fete și de surori. Să împăcăm. Și vreau să salutăm pe prietenul nostru al postului în Stat TV și îl iubește și pe Nelubițână, pe domnul director Răuț. Pe domnul Răuț și pe Ilie care ne-a sunat de la Dănciulești, să nu uităm pe să domnul sunăm. Ilie Budulan, pe domnul Daniel Horceaș, prietenii de la Bălești, toți prietenii noștri care Nenicule, ne urmăresc. Mulțumim că ai venit astăzi. Eu mulțumesc pentru invitație și mă bucur nesus de mult, mi-ați făcut o zi extraordinar de minunată. Să ții minte. Chiar o țin minte. Mulțumim și telespectatorilor care ne-au suportat și în această seară. Cu, bineînțeles, gândul și inima că am fost și de data aceasta pe placul dumneavoastră, Elisabeta Vasile și Gigi Vasile. Vă spun, la revedere! Mândra mea, mă cer cu toată lumea, că mă îndeamnă întreg satul, să te las că ești a dracu. N-ascultă alică de lume, că ea nu știe ce spune, tot ce spune, tot ce zice, casa noastră vrea să o strice. Mea, și eu cred că e așa. Au ciudă cu duce bine, dar eu nu mă las de tine. Necuța nu asculta de lume că este rea și nu ne vrea binele că ne-a luat din dragoste. Numai de tine, mândruță. Și eu de tine, neicuță. Eu de tine, tu de mine. Și amândoi am trăit bine. Cu dorul și dragostea n-avem treabă cu lumea. Eu de tine, tu de mine. Și amândoi am trăit bine. Cu dorul și dragostea n-avem treabă cu lumea. Am oaspeți la masă și am veselie în casă, că e zi de sărbătoare și fac petrecere mare. Merge bine la friptură un pahar de băutură, să udăm cheful puțin cu răchie sau cu vin. La mulți ani cu bucurii, de la moș până la copii, să aveți în viață parte de noroc și sănătate. Să aveți zilele senine, numai de dragoste pline. Pungile pline cu bani, fericire la mulți ani. Cu foc să-mi cânte ca să iau ora înainte, că tare mi-e drag să joc cu tot neamul la un loc. Cu prietenii de-o viață să stau până dimineață și să mai uităm de toate că petrecem astă noapte. La mulți ani cu bucurii, de la moș până la copii, să aveți în viață parte de noroc și sănătate.
să aveți zilele senine, numai de dragoste pline. Pungile pline cu bani, fericire la mulți ani. Lumea parcă ți-e mai dragă când petreci o noapte întreagă, că omul când se petrece mai ușor prin viață trece. Din casa cu veselie și oamenii de omenie, parcă n-ai vrea să mai pleci, ai tosta să te petreci. La mulți ani cu bucurii, de la moș până la copii, să aveți în viață parte de noroc și sănătate. Să aveți zilele senine, numai de dragoste pline. Pungile pline cu bani, fericire la mulți ani. Și-am tot oftat, tine cas că n-am băiat. Că mi-a dat Dumnezeu fete și numele mi se pierde. Dar nu mi-a trecut prin minte că fata pentru părinte. Strânge-n suflet dor și foc, că cinci băieți la un loc. Dacă am noroc și-o fi și mă iubesc ginerii, or purta numele meu că nu se le vadă, da. Și mi-l-or purta cu fală că l-am făcut cu migală. Pentru fetele lui tata să le pot îndulci soarta. Timpul pendelete, acum mă mândresc am fete. Și pot sestre să le fac, pe-amândouă să le împac. Pentru grija mea de tată, mă vor răsplăti odată. Și măcar una mireasă, mi-o băga ginere-n casă. Dacă am noroc și-o fi și mă iubesc ginerii, or purta numele meu că n-o să le pară, da. Și mi-l-or purta cu fală că l-am făcut cu migală. Pentru fetele lui tata să le pot îndulci soarta. Avere s-arăt la lume că am și pot, dar pentru fete mă lupt s-adun de cinci ori mai mult. Ca să am dare de mână să le fac viața mai bună și ginerii să mă vadă mai bine ca pe un tată.
că am noroc și-o fi și mă iubesc cine din. Ori purta numele meu, că n-o să ne vadă, da. Și miror purta cu fană, că l-am făcut cu migală. Pentru fetele lui tata, să ne putem dulci soarta. Ei cumpăna fântânii și-au plecat pe din bătrânii. Astăzi unul, mâine altul, parcă a rămas pustiu satul. Vechei cumpăna fântânii și-au plecat pe din bătrânii. Astăzi unul, mâine altul, parcă a rămas pustiu satul. Mă uit pe la câte o poartă, unde ne strângeam odată. Acum e la brâu mohorul, de când era tras zăvorul. Mă uit pe la câte o poartă, unde ne strângeam odată. Acum e la brâu mohorul, de când era tras zăvorul. Ce frumos era în sat, cu soarele scăpătat. Și deau bătrânii la poartă, când plecam eu la vreo fată. Ce frumos era în sat, cu soarele scăpătat. Și deau bătrânii la poartă, când plecam eu la vreo fată. Glumea mereu, Moș Vasile, mă iei taică și pe mine. Și râzând îmi spunea du-te, mângâindu-mă pe frunte. Glumea mereu, Moș Vasile, mă iei taică și pe mine. Și râzând îmi spunea du-te, mângâindu-mă pe frunte. Mi-e dor și păstrez în gând același sat de demult, cu vecinii și ograda în care am crescut la tata. Cu vecinii și ograda în care am crescut la tata. Nu cu verde și fântâna din care udam grădina. De roadele pomilor și de mustul viilor, mi-e dor să-mi tinerez via, aici mi-e copilăria. Mi-e dor să-mi tinerez via, aici mi-e copilăria. Dragostile de demult și casa unde am crescut.
drumul trec prin lume și cu rele și cu bune. La bine sunt toți cu mine, la greu doar sora mea vine. Ca aracul de la vie, sare mereu să mă ție. Știu că nu m-ar lăsa baltă în lumea asta vreodată. Nu mă vai de nimic, nu mă plâng ca neamic, că am surioară bună, iar ține loc și de mumă. Nu mă vai de nimic, nu mă plâng ca neamic, că am surioară bună, iar ține loc și de mumă. Prietenul cel bun pot merge pe același drum, dar tot sora mea rămâne pentru mine una în lume. Ca rădăcina ne ține, ca boabele pe ciorchine. Am suflat de la un sân și-am mâncat dintr-un ceau. Vait de nimic, nu mă plâng ca neamic, că am surioară bună, mi-ar ține loc și de mumă. Nu mă vait de nimic, nu mă plâng ca neamic, că am surioară bună, mi-ar ține loc și de mumă. Ne dăm seama ce dreptate avea mama, că fratele adevărat o viață ține de cal. Pleacă el de lângă foc să îți facă ție loc, iar necazul lui pietroi când îl duc în spate doi. Vait de nimic, nu mă plâng ca neamic, că am surioară bună, mi-ar ține loc și de mumă. Nu mă vait de nimic, nu mă plâng ca neamic, că am surioară bună, mi-ar ține loc și de mumă. Înainte, jur că am mai multă minte, de nascul jur că ți-o fac și te las să mor de drag. Bas nebună, sarca arsă, inimioară păcătoasă, dar de-acum dacă mai plângi, treaba ta să te descurci. Sini, mă și
durerea ta, că pentru prima dată, că și tu te-ai săturat, dar văd cu idei la cap. Ești cireată, văd eu bine, mă tragi mereu după tine. Ești cireată, văd eu bine, mă tragi mereu după tine. Când vezi că nu iese bine, îți iei mâna după mine. De astăzi înainte, jur că am mai multă minte. De nascul jur că ți-o fac și te las să mor de drag. Bază nebună, sarca arsă, inimioară păcătoasă. Dar de-acum dacă mai plângi, treaba ta să te descurci. Împreună te-am de dracu. Tu pe-o parte, eu pe-o parte, de cum dorul pe jumate. Tu pe-o parte, eu pe-o parte, de cum dorul pe jumate. Ne săturăm de oftat până o scoatem iar la cap. De astăzi înainte, jur că am mai multă minte. De nascul jur că ți-o fac și te las să mor de drag. Bază nebună, sarcea arsă, inimioară păcătoasă. Dar de-acum dacă mai plângi, treaba ta să te descurci.